cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața la cafea, mesagerul de neamț, știri din neamț. Începem dimineața în mod abrupt. Aseară ne-a vizitat prin reprezentanți în neamț doamna Căveși. O mai țineți minte? Doamna Căveși și-a trimis oamenii de la Iași și Cluj, se pare, într-o acțiune extrem de secretă și discretă, și au făcut 17 percheziții, parcă, dacă nu cumva mai multe, în Neamț și Bacău. Bacău 4 instituții publice, Neamț 2. De ce am spus secretă? Pentru că se pare că n-au participat decât polițiști și jandarmi doar din Bacău, nu și din Neamț. Poate ne înșelăm, că nimeni nu spune exact cum a fost. Oricum, e vorba de fonduri europene, e vorba de peste 1,5 milioane de euro, e vorba despre 7 societăți înființate fictiv pentru a obține subvenții naționale și ale Uniunii Europene, menite să ajute șomerii să-și îmbunătățească competențele și perspectivele de angajare. Suspecții ar fi angajat 197 de persoane, un mizilic, sub pretexte false, realizând frauda despre care v-am spus. Acum, două instituții din Neamț, dacă te duci spre ceea ce se spune aici, că niște funcționari au ajutat gruparea aceasta de criminalitate economică organizată să desfășoare munca, te poți gândi doar că ori acolo unde s-au făcut programele cu hârtii false, au venit oamenii doamnei Căveși, dacă sunt proiecte europene pe zona respectivă, sau în zona în care se depun aceste dosare după ce s-a implementat proiectul, adică în zona Anjou-Fum, ceva de genul ăsta, prin zona aceea. Deci, om trăi și om vedea astăzi, pentru că dacă azi noapte au dus 11 persoane la Iași la convorbiri literare, adică în sensul că se scrie acolo după ce se... Convorbiri scrise. Da, dacă lucrurile stau așa, atunci vom afla probabil dacă cineva va fi trimis în... propus spre arestare și trimis la judecata respectivă. E vineri, nu e joi și domnul primar Andrei Carabelea este cu noi. L-ați auzit, că n-a rezistat până nu l-am prezentat. L-ați auzit, este în platou. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație și iertați-mă că nu m-am putut abține mai devreme. Nu contează. Eu știu că toți șefii de instituție, când aud de vizite, așa se gândesc prima dată. Bă, unde o fi? Că dacă era la mine, știam. Da, după cum ați intuit, nu, așa. Nu am avut, bun. Nu am fost vizați. Domnul primar, înainte de a intra în fondul problemei, să intrăm în fundul problemei, în sensul că la redacție, la noi, ne simțim foarte bine de câteva zile, în sensul că dacă e foarte cald afară, avem oameni care ne ajută să fie mai răcoare. Bine, pe banii noștri, probabil, să încerc să ajung să fac și o legătură cu domnul Bogdan pe așa. Ce mai turavura, ieri n-a fost apă în mare parte din oraș și astăzi, nici la noi, și astăzi am văzut cu bucurie că avem... avem undeva aici, lângă redacție, niște apă care curge cu plăcere. Un izvor minune. Da, nu reușesc să mă cuplez cu Bogdan, din ce mă... L-am vizitat și eu în dimineața aceasta. Mi se spune că este ok și că ne-am cuplat. Să vedem dacă putem să și dăm un pic din ce a filmat chiar Bogdan azi dimineață. Se vede, da? Da, aceasta este...
situația rețelei de apă din oraș de ani de zile. Decenii întregi se arunca pisica și se arăta cu degetul dintr-o parte în alta, ba dinspre primărie spre apa serv, ba dinspre apa serv spre primărie. Toată lumea căuta vinovați și erau formulate acuze de o parte și de alta. De 3 ani ne străduim să construim și să rezolvăm această problemă, fără a mai zice e vina ta, e vina mea. Am implicat personalul tehnic, mulți nu mi-au dat nicio șansă ca această colaborare să funcționeze. Recunosc, încă nu funcționează așa cum trebuie. Dar oricum s-au mai făcut pași. Dar s-au făcut pași. În septembrie 2021 a funcționat, după aproape 10 luni de la primele întâlniri, a funcționat primul proiect în colaborare. Principiul a fost unul simplu. Suntem prea săraci ca să mai perpetuăm această problemă, pentru că orașul este în pragul colapsului, poate rămâne oricând fără apă. Este prima dată când spun asta public, în spatele ușilor închise am spus-o de atunci, cred că mulți o conștientizează. Cred că sunt mulți pietreni care realizează că oricând putem rămâne fără apă, tocmai din cauza faptului că nu s-a investit decenii la rând. Pe strada fermelor s-a înlocuit primul tronson de distribuție apă pe cheltuiala apa serv, după care primăria a venit și a reparat drumul. Pentru că, este simplu, apa servu ar putea să facă mai multe investiții, mai multe reparații, dacă nu ar fi și acea obligație de a duce la stare inițială. E obligatoriu să aducă la stare inițială. Prin urmare, singura soluție posibilă pentru a rezolva pas cu pas această problemă este să ne sincronizăm calendarele de investiții. Apa servul să înlocuiască tronsoanele problemă, primăria să vină să repare drumurile în urmă. Acesta a fost principiul pe care l-am pus pe masă în noiembrie-decembrie 2020. Aduceți-ne planul vostru de investiții cu rețelele care sunt în stare critică și apoi noi știm ce avem de făcut, punem pe lista noastră de investiții drumurile noastre. Drumurile pe care urmează să interveniți, dar noi ne asumăm această responsabilitate de a așeza covorul asfaltic și a asigura reparațiile ulterioare. După fermelor, noi încă din start am discutat problema coridoarelor de mobilitate. Așa s-a ajuns ca astăzi primăria să deruleze cea mai mare investiție pe parte de apă din ultimii 60 de ani, respectiv rețeaua de aducțiune de pe Traian, bulevardele Traian și Decebal. Și apa servu și-a asumat problemele de pe Mihai Viteazu, unde pe o porțiune de peste 700 de metri au reparat rețeaua de aducțiune, de fapt nu au reparat-o, au făcut o investiție realizând o rețea nouă. Și pe Dimitrie Leonid au înlocuit câteva sute de metri, alte câteva sute de metri pe, cred că 700 de metri, dacă nu mă înșel, pe Progresului. Sunt undeva peste 2,5 km de rețea nouă realizată în acești 3 ani. Mulți nu-mi dădeau vreo șansă să facem așa ceva. Ca să nu mai spun că toți au zis că este imposibil ca până la finalizarea coridoarelor de mobilitate noi să reușim să avem studiu de fezabilitate, proiectul tehnic și execuție pe rețeaua de aducțiune de pe Traian și Decebal. Cu toate avizele și cu toate... Dacă îmi permiteți. Și dacă nu îmi permiteți, tot vorbesc. Oricum vă permiteți asta. Deci, zilele trecute am primit vizita la redacția unui domn, un colonel în retragere. Un domn care, pot să spun, are niște principii, așa, și e obișnuit cu disciplina. Și a venit și a zis, domnule, am o problemă. Și domnule, vă rog frumos, zice, pe strada Izvoare, știți unde este Izvoarele, zice, am o casă. Acolo, zice, ne-am făcut și noi, am făcut canalizare, am tras tot ce trebuie. Și zice, de câteva zile mă trezesc că vin dejecțiile în curte, refulează. M-am interesat, m-am dus, au o problemă acolo, nu merg niște pompe și am rugat-o, veniți, rezolvați, pentru că, zice,
vin înapoi. Asta e, mai și miroase, mai și așa. Și omul respectiv de atunci mi-a trimis, cred că, peste 100 de mesaje și imagini. Filmează dimineața, la ora 4 și la 10 seara. Și o să-l rog pe Bogdan să vede. Bogdan se vede, da? Cum arată fosa omului și ce a făcut el. Vedeți că este un șanț alături acolo. De la fosa a făcut un șanț și acum o să punem, dacă reușesc eu, și o filmare. Da, nu, e tot poză. Ia uitați. Omul, ca să poată așa, și-a dus undeva să scurgă dejecțiile respective. Cred că avem și o filmare, dacă nu mă înșel eu, că am foarte multe. Situația este aceeași. Ia uitați. În dimineața zilei de 31 iulie, anul curent, cei de data mai scăzut un pic nivelul, dar tot plin este. Scurgerea este oarecum mai mică, tot nu se poate vedea, dar tot curge în continuare. Deci omul, cum căpățâie? Din canalizarea? Din curte de la el. Ce s-a întâmplat? Afară este un canal. Acolo, o chestie, unde se adună apa. Și acolo sunt niște pompe. Alea s-au stricat. Trebuiau duse la reparat, probabil, dar probabil trebuia să ai și un backup în cazul în care se strică. E vorba de o stradă întreagă acolo. Și atunci am zis, doamne, trimiteți niște vidanje măcar să scoată, deși e, cum să spun, așa, un fel de cooperativă muncă în zadar cu vidanje, dar măcar să faci. Și omul îmi spune așa, avem poze, filmări, am început să fac canal de scurgere a dejecțiilor. Deci el își povestește toată aventura. Canalul făcut de mâine, începând cu ora 17, s-a umplut, merge în locul fostei septice. Următoare imagini sunt cele de la vasul colector, unde sunt. Am învoit cu domnul inginer Andone Victor, responsabil zonal canalizarea. Cam așa arată nivelul dejecțiilor. Deci se vede, Bogdan, da? Așa. Și povestește. E aproape la nivelul șoselei, etc., etc. Și merge mai departe și spune. Văzând că ieri după ora 16 domnul nu mi-a răspuns la telefon, i-am trimis un mesaj de avertizare. Și cu filmare. Are și filmare. Deci să vedem dacă reușim ceva. Da, ia uitați. Asta e în altă zi. Ieri dimineață la ora 7.30. Dimineața zilei de 31... De 1 august. Deci omul s-a săturat și ne tot trimite. Ne tot trimite. Noi mai mult decât atâta nu putem să facem decât să difuzăm aceste imagini. Și poate cineva de la APASER se va gândi să facă... Poate chiar domnul Andone. Da. Se va duce acolo cu vreo 10 mașini, dacă au, să scoată ca să nu mai aibă... Că acolo lucrurile stau așa. Când oamenii pleacă dimineața la serviciu, mai fac un duș, mai se spă, când vin de la serviciu mai fac un duș, totul se adună acolo și defulează în canalizări. Pentru că n-are unde să duce. Deci cam așa stau lucrurile și e păcat. Pentru că acolo ar trebui teoretic să fie rețea nouă, din câte știu eu, sau mă rog, reparată în zona respectivă. Pentru că este un drum nou făcut. Este un drum nou făcut. Aici ar trebui și chiar, nu știu, poate fie se sesizează cei de la APASERF să ne comunice și nouă. Care au fost condiționările pentru realizarea drumului județean și implicit drumului către izvoare și să punem capăt speculațiilor care apar într-un anumit ziar de Piatra Neamț referitoare la canalizarea menajeră de Petraian și Decebal. Pentru că aici este o situație pe care eu, de bună credință, nu mi le explic. În 2013 ar fi expirat canalizarea menajeră de pe bulevardele Traian și Decebal. Garanția, sau, cum ar veni, sau cum se cheamă? Atunci perioada de viață. A expirat durata de viață a acestor rețele. Avizul din dat de APASERV pentru realizarea coridorilor de mobilitate, și aici mă refer la Traian și Decebal, la principalul coridor de mobilitate, nu pomenește nimic de aceste rețele expirate de canalizare menajeră. Vorbește doar de 156 de metri de canalizare menajeră
investiție pe care municipiul Piatra Neamț a făcut-o în primăvara aceasta și de rețelele de 4,2 km de rețea aducțiune apă, pe care este în execuție și estimăm că în maxim 10 zile finalizăm aproape jumătate din acest proiect, respectiv supra-traversarea peste Cuiești și porțiunea de pe Bulevardul Traian. Deci nu se pomenește deloc despre aceste deci cei de la Apaser n-au trecut în canalizare. În de câteva săptămâni acest ziar promovează ideea. Probabil că are niște informații, că nu poate să facă cineva i-a dat niște informații. Promovează ideea că primăria Piatra Neamț ar face un lucru nefiresc, un lucru absurd, să asfalteze peste niște rețele expirate. Rețelele nu sunt ale primăriei Piatra Neamț. Nu sunt, noi nu avem de unde să știm care sunt acele rețele pe care noi trebuie să le înlocuim. Dar eu stau și mă întreb, din 2013 și până astăzi, există fișele de urmărire specială obligatorii prin lege la APASERV legate de aceste rețele? Nu puteau să dea avizul acela pentru proiecte dacă știau că aceste rețele trebuie înlocuite. Că... Cum au făcut-o pentru apă? Și... Da, exact. Cum au dat avizul condiționat pentru rețele apă? De apă și pentru acea porțiune de 156 de metri pe care am înlocuit-o, așa trebuiau să trebuia să dea toate... totul. Și poate atunci nu se mai făceau coridoarele. Da. Și până la momentul în care au dat avizul, au trecut niște ani, din 2013, de când au expirat, ce măsuri au luat pentru a justifica viabilitatea conductelor? Poate încă mai sunt bune și mai țin încă 10 ani. Vrem să vedem așa ceva. Care este planul de investiții pentru a remedia situația? Pentru că, conform contractului, conform legii, APASERV-ul are drept exclusiv și obligație exclusivă de a repara, de a administra, întreține, repara și a face investițiile și eventualele extinderi ale acestei rețele, ale acestor rețele. Prin urmare, vreau să punem capăt acestor speculații, solicit APASERV să facă o videoinspecție pe aceste rețele pe care sunt expirate conform situațiilor lor, să facem o videoinspecție, să definim clar acele porțiuni unde sunt probleme, pentru că este imposibil ca aceste tronsoane să fie complet afectate, mai ales că ele nu sunt sub presiune, dacă vorbim de canalizarea menajeră, și să remediem imediat situația. Am dat și termen în acest sens pentru a nu ne pune în pericol derularea proiectelor și execuției lucrărilor. Le-am dat și termen, 31 august pentru Bulevardul Traian, respectiv 30 septembrie pentru Bulevardul Decebal. Da, deci cum am început să discutăm punctual despre lucruri, vin și întrebări. Pe bună dreptate oamenii pun niște întrebări, multe dintre ele foarte pertinente. De exemplu, ce se va întâmpla cu rețeaua veche, dacă este ruginită după ce terminați coridoarele, nu se va surpa lucrarea, adică locurile unde sunt rețelele vechi? Referim la rețeaua de apă, probabil de apă. Rugină. Se întâmplă următorul lucru. Noi, în momentul de față, realizăm o rețea paralelă. Cea în exploatare rămâne în exploatare până la momentul în care facem recepția parțială sau integrală a tronsoanelor în execuție astăzi. Din punctul meu de vedere, trebuie să găsim o soluție, să predăm societății APASERV, imediat ce realizăm tronsonul de pe Traian, să le predăm societății APASERV și căutăm soluții în această... Da. Să predăm conducta da, nouă pentru, că e o pentru problemă. A-și reduce pierderile pe zona aceasta. Ați văzut câte mini-iazuri s-au format, de fapt, iazuri în toată regula. Nu știu ce prevede legislația exact cu predarea căutăm parțială. Căutăm o soluție și cu Ministerul Dezvoltării. Din punctul meu de vedere, este absurd să păstrăm încă o lună, o lună și ceva, timp în care vom face lucrarea de pe Decebal, să păstrăm o rețea funcțională care
este testată, verificată, ține 10 bari. Da, până când se termină cealaltă bucată. Până când se termină. Bun, da. Logica așa este. Numai că în România logica nu ține loc de cele mai multe sunt ori. Niște reglementări, sunt niște norme și da. de multe ori ne lovim de impedimente din acest punct de vedere administrativ. Până la urmă sunt niște proceduri care au și sens dacă stăm da, și ne da, gândim da. La garanțiile. Cineva trebuie să-și asume și responsabilitatea, adică da. sunt niște lucruri. Bun, deci întrebările tot vin, o să mai punem, o să la finalul de emisiune le luăm pe rând. Da, totuși una ar trebui pusă. Acum, canalizarea pluvială, cine o întreține? Canalizarea pluvială este în administrarea societății PubliServ. Pe Dăscălescu, nivelul apei e sus, tare în gurile de colectare, zona remată e cea mai cu probleme, toată rețeaua e colmatată, spune un domn care chiar urmărește fenomenul din oraș. Recunosc. Și aici, rețeaua de canalizare pluvială era una extrem de deficitară la momentul preluării mandatului. Am tratat cu prioritate, și asta trebuie să vă spun public, am tratat cu prioritate problemele din zona Cuieștiului, pentru că erau numeroase probleme acolo, numeroase canale unde corespunda canalizarea menajeră cu canalizarea pluvială și asta știți și dumneavoastră la ce contribuia. Am sigilat și remediat peste 400 de astfel de situații sau nu știu persoane care s-au înțepat accidental sau întotdeauna este accidental. Problema este în canalizarea pluvială. S-au remediat peste 400 astfel de situații și urmează să facem o inspecție video pentru că mai sunt încă niște puncte unde suspectăm că s-ar întâmpla așa ceva. Pas cu pas vom pune la punct tot ce înseamnă sistem de canalizare pluvială din oraș. E un program asumat pe termen lung. Nu putem rezolva în câteva luni sau în 2 ani problemele lăsate nerezolvate 10 de ani. Da. Bună dimineața. Cu iazul format în pasajul din piața Mihaiu Gărnicianu se mai face ceva? Sigur că da. În momentul de față se desfășoară niște lucrări. Iaz, pasajul respectiv nu e funcțional și nu e dat în folosință astăzi pentru că circulația este închisă, prin urmare nu este necesară trecerea prin pasaj. Acolo erau niște motoare defecte de foarte mulți ani, ele vor fi înlocuite, însă toate aceste probleme vor fi remediate imediat ce podul va fi gata pentru că riscăm să... Până nu sunt gata lucrările în acel perimetru, riscăm să apară tot felul de alte probleme. Tot pasajul și acel sistem de evacuare a apei va fi pus în funcțiune imediat ce va fi gata podul. Adică, probabil, într-o lună, o lună și jumătate. Da, bănuiesc că întrebarea următoare are același răspuns. Fântâna arteziană din Parcul Central când va fi funcțională? Am pus la punct toate celelalte fântâni arteziane din oraș. Acolo este necesară o investiție mai mare. După cum știți și dumneavoastră, bugetul de investiții al orașului este sub o presiune extraordinară, fiind foarte multe investiții demarate în oraș, totul făcut în așa fel încât să fie sustenabil, să putem duce toate lucrările la bun sfârșit, dar trebuie să ne întindem cât ne este plapuma. Fântâna arteziană din Parcul Central este o investiție pe care o prognozăm a o face anul viitor. Da, altă întrebare. Vin, n-am ce să fac. Asta e. Foarte bine, eu de asta sunt aici. Da. Pavelele care au fost puse în zona Petrodava, deci de tipul acela, vor mai fi puse și în alte zone, deoarece sunt mai frumoase decât în rest, poate în zona Muzeului de Istorie, în zona statuii și fântânii. O întrebare și o... În zona Muzeului de Istorie vom pune un pavaj în acord cu Consiliul Județean
și Muzeul de Istorie este în, în modernizare. Lucrurile sunt aproape de final, este investiția Consiliului Județean de altfel, dar am constituit o comisie de coordonare, în ideea în care să facem, să gândim un aspect integrat care să se potrivească felului în care va arăta la final Muzeul de Istorie și să, nu știu, cel mai probabil va fi chiar cu piatră cubică trotuarul din, din acel perimetru. Cu privire la noul pavaj care s-a pus în fața, arată mult mai frumos, în zona centrală, zona Hotelului Central și a magazinului Petrodava, a fost un efort consistent, mai întâi din punct de vedere administrativ al hârtiilor, să justificăm de ce pavajul cu gris și roz, cum a fost gândit el pe întregul coridor de mobilitate, nu e unul care se pretează în acea zonă. Am modificat soluția tehnică, am solicitat proiectantului acest lucru, ne-am asumat costurile suplimentare care decurg. Vă imaginați, cred că și dumneavoastră, că acel pavaj este mult mai costisitor decât pavajul ce era prevăzut anterior în contract, dar ne-am asumat acest lucru tocmai pentru a face ceva cu bun gust și să fie un lucru apreciat până la urmă și, și de pietreni. Iată că oamenii apreciază noul pavaj. Momentan îl vom avea doar în acel perimetru, dar în viitoarele coridoare pe care le vom avansa secundare, și pe care le vom avea ca investiții în anii următori, vom avea un pavaj mult mai... Adevărul e că ăsta care e acum, culoarea și, mă rog, formatul nu sunt cele mai fericite. Am modificat și am putut modifica. Am știți prea bine, sunt niște proiecte pe care, a căror continuare mi-am asumat-o, pentru că sunt ale orașului și reprezintă un pas uriaș înainte. Dar nu am putut realiza toate modificările pe care, pe care ni le-am dorit. Acolo unde punctual am avut și am reușit să justificăm și să explicăm, să convingem proiectantul de necesitatea modificărilor, am putut să o facem. Da, o altă întrebare și după aceea o sugestie. Canalizarea este un proiect pe termen lung. Ce să înțelegem? Că se vor rupe iar străzile dacă va fi schimbată canalizarea? Aici trebuie să facem o analiză de risc. O analiză de risc pe care am evaluat-o, pentru că, după cum bine știți, mi-am întărit echipa și cu o persoană care are experiență pe partea aceasta de rețele de apă și de rețelele de canalizare menajeră. Vorbiți de domnul Păvăleanu. Exact. Trebuie să luăm istoricul. În ultimii 10 ani au existat două avarii pe partea de canalizare menajeră, pe întreg coridorul, pe întreg bulevardul Traian. Și acele avarii s-au remediat chiar anul acesta, cred că a fost una și pentru a se preveni o altă avarie s-a extins lucrarea de remediere pe încă o porțiune de vreo 5-6 metri, dacă rețin bine minte. Dacă în 10 ani au fost două avarii, este posibil ca în următorii 5 ani să mai apară o avarie, două sau trei. Tocmai de aceea am solicitat APASERV să facă o evaluare, o inspecție video și să înlocuim fix acele tronsoane sau să facem remedierile necesare fix pe acele tronsoane unde este necesară. Un proiect de investiție pe care să-l demarăm astăzi, să obținem toate avizele, să avem un proiect tehnic bine făcut pentru la canalizare menajeră, lucrarea nu ar fi una extrem de complexă, dar proiectarea este extrem de importantă pentru că trebuie să asiguri o anumită înclinație pe întreg și să anticipezi foarte bine care sunt rețelele de utilități cu care interacționezi pe am înțeles, respectiva porțiune. E ok, dar întrebarea este următoarea. Dacă analiza de risc omul are, va spune, da, domne, trebuie schimbat. Să spunem că, din nefericire, trebuie schimbat pe unul din coridoarele pe care am intrat. Nu vom putea intra în mod normal decât dacă se pierde garanția. Se întâmplă următorul lucru. Dacă și o rețea nouă
poate să sufere avarii. Absolut. Se întâmplă să ții o mașină nouă și în săptămâna următoare să trebuie să mergi în așa service. Este, da. Deci și o rețea nouă. Și dacă poate... ai și niște conducte din materialul ăsta așa atât de casant. Asta este problema. De fapt, e un complex de împrejurări. Faptul că, din câte știu, stația de epurare a Spitalului Județean nu e funcțională și se ajung în canalizarea menajeră a orașului o serie de substanțe care au efect coroziv asupra tipului de material din care este realizată canalizarea menajeră de pe Traian, de exemplu. Ce se întâmplă? În cazul în care apare o avarie, nimeni nu trebuie să-și facă griji că nu se poate remedia. Nu se poate face un proiect de investiții, nu se poate înlocui întregul tronson de pe Bulevardul Traian, dar o avarie poate fi remediată. Trebuie doar ca cel care asigură remedierea respectivei avarii aduce la stare inițială, își asumă costurile cu aducerea la stare inițială și garanția de bună execuție cu garanția pe acea porțiune. Am înțeles. Deci astea sunt condițiile acum pe care le-am pus la adus la cunoștință. Acum spun și eu ca un... Dom'le, haideți să fac o evaluare de risc și după aceea să o avem și noi. Public. Pentru că ajută și primăria, ajută și APASER-ul, ajută și cetățenii să știe. Și te ajută să știi și când îți cumperi sau îți vinzi un apartament, de exemplu. Și eu încă o întrebare, asta este o întrebare care a necesitat o emisiune întreagă. Bună dimineața, Bulevardul Traian are la parterul blocurilor prevăzute spații comerciale în care desfășoară activitate agenți economici cu activități diverse. Se desfințează parcările pe toată zona, liceu cartean, intersecție privighetorii. Ce soluții sunt pentru clienții acestor agenți economici? În momentul de față am cadastrat toate sau peste 90% din suprafețele de pe raza orașului pe care putem amenaja noi locuri de parcare. În buget, încă din faza inițială a bugetului anual, am pus o sumă consistentă pentru a investi și a realiza noi locuri de parcare. Astăzi avem peste 1070 de locuri de parcare libere, vizualizate în aplicația de management și administrare a parcărilor de reședință din oraș. Invit pe toată lumea care are probleme. Aici nu e vorba de locul de parcare de reședință. Este vorba despre parcările publice. Vom face un sistem mixt acolo unde apar astfel de probleme. De aceea, încă de anul trecut, am realizat regulamentul de administrare și gestiune a parcărilor într-un sistem integrat, în care toate parcările sunt administrate de același operator, de aceeași entitate. Că este primărie, că este un operator privat către care delegăm gestiunea. Parcările trebuie văzute toate într-un sistem complex, fie că sunt parcări de reședință, fie că sunt parcări publice. Acolo unde avem probleme, parcările devin mixte. Noaptea de la ora 18 până la 8 dimineața sunt de reședință, pe parcursul zilei sunt publice. Dar ce te faci publice unde nu le mai ai? Nici de reședință, nici, adică la șosea, la drumul mare. Acolo este problema. Asta întreabă Bănesc, că este un nume de firmă care a trimis mesajul. Nu-i dau numele aici, că chiar nu-i... De exemplu, pe Bulevardul Decebal, vis-a-vis de... în spatele blocurilor de vis-a-vis de Biserica Precesta Veche, este un drum de acces care nu este trecut în nomenclatorul stradal. Așa. Nu este. Este un drum folosit în general de riverani și de cei care au magazine în acea zonă pentru aprovizionare. Îl vom transforma, îl vom trece în nomenclatorul stradal și îl vom transforma în drum cu sens unic. Tocmai pentru a putea sistematiza mai bine spațiul și a valorifica fiecare potențial loc de parcare. Soluții de genul acesta căutăm și de-a lungul tuturor corridorilor de mobilitate
și de-a lungul viitoarelor străzi pe care, drumuri pe care le vom moderniza pe raza orașului. Acum colegem, avem, da, vă rog. Avem de asemenea o listă de proiectanți, de companii care proiectează parcări pe verticală, pentru că trebuie să recunoaștem din punct de vedere geografic, din punct de vedere al spațiului, avem anumite limite. Domnul avem primar, blocuri, spațiu verde. Primar, plătim roadele unei politici proaste. În de sensul zile, că da, dacă noi pe Traian am fi avut o zonă în care să putem face o parcare în care oamenii se duc la un magazin pe Traian undeva să poată parca în apropiere, mai merg 200 de metri pe jos, 300, am fi avut o soluție. Așa avem un Lidl, avem un, nu știu ce, alt magazin, mai avem alt magazin, din astea mari, care au omorât magazinele mici. Și care magazine mici mai primesc o lovitură acum, pentru că dacă el nu poate să-i vină omul, se va mulțumi să vândă doar la cei din zona respectivă. Nu cred că rezistă foarte mult. Aici, haideți să vedem care va fi rezultatul după ce trăim experiența. În momentul de față, noi ne îngrijorăm că afacerile vor muri. Uitați-vă în orașele pe unde s-au făcut astfel de modernizări. Și uitați-vă, vă rog, haideți să luăm la pas orașul de-a lungul drumurilor care s-au modernizat. Eu văd deja niște efecte. Sunt foarte multe afaceri locale care investesc în modernizarea fațadelor, tocmai pentru că intuiesc potențialul pe care îl de va acord aduce. Cu dumneavoastră, de acord cu dumneavoastră. Problema este în felul următor. Ai un magazin mic undeva pe Traian, pe zona în care nu o să mai ai niciun fel de parcare. Omul grăbit se duce, de exemplu, la o cofetărie. Și, domnule, mă duc, trag pe dreapta, urc scările, mă duc în cofetărie, iau. Că am dedus un tort la Serviciul Patrimoniu din primărie pentru că a reușit să-mi rezolve problemele și trebuie să le momentan dăm un tort. Este foarte puțin probabil. Bun, dar eu am luat varianta ideală. Peste câteva luni vor fi mulți oameni bucuroși care chiar ar dori să vor veni cu torturi. Da, sau cu torturi. Tort sau așa. Momentan, deci acum nu te mai duci să iei tortul. Acum, dacă te duci acolo, e un pic o tortură să ajungi la tort. Și atunci, întrebarea este... O tortură e și pentru mine. Eu vă cred. Acum și în emisiune, problema asta chiar este o tortură. E una dintre cele mai serioase probleme ale primăriei și una pe care pot să recunosc cu oarecare amărăciune că nu am reușit să o rezolv. La 3 ani de mandat, problema gestionării și administrării patrimoniului, una dintre cele mai importante, dacă vreți părerea mea, nu am reușit să o rezolv, din cauza că nu prea am avut cu cine să lucrez. Dar asta, ne întoarcem la ceea ce vă spuneam în acest mini-studio, în ziar, de pe acum vreo 2-3 ani. Domn primar, spuneți-ne ce ați preluat. Eu am spus și public. Știu și am urmărit emisiunea și chiar urmărind-o și făcând un exercițiu de sinceritate, și acum în fața dumneavoastră, și dacă aș fi fost în acea emisiune, cred că pot să-mi însușesc acele erori venite din inerent din lipsa de experiență administrativă. O parte, de exemplu, să zicem partea de, că ați vorbit dumneavoastră foarte bine, că nu am făcut măcar la modul de exercițiu pragmatic un proces verbal de predare-primire ca să știu ce am preluat. Am încercat să aduc companii de audit extern, luând contact cu cele mai importante 3 companii din țară care fac așa ceva. Niciuna nu a avut capacitatea de a veni, fiind și o serie de impedimente legislative care erau în discuție la acea vreme, respectiv că un audit extern nu este posibil la o instituție de gen primărie. Așa că m-am bazat pe un audit de asemenea în care eu am mare încredere, al Curții de Conturi. Mi-ați spus pe bună dreptate
că nu am curajul de a vorbi public despre problemele pe care le-am găsit. Pentru că eram în faza de descoperire. Eu încă descopeream pe zi ce trece tot mai multe probleme și provocări. Fiți cinstit, descoperiți pe zi ce trece. Și încă descoper. Deci ca să spunem lucrurilor pe nume. Deci nici în momentul acesta nu aveți informația 100%. Așa este. În al doilea rând, misiunea unui primar este de a crește încrederea oamenilor în calitatea serviciilor publice pe termen scurt, mediu și lung. Dacă aș fi venit să mă plâng aici în birou la dumneavoastră despre cât de greu e și că e imposibil, n-aș fi avut niciodată șansa să câștigăm treptat această încredere. Iar acest obiectiv eu îl am în continuare, motiv pentru care nu vin în studioul dumneavoastră să mă plâng de probleme, ci să vorbim despre soluții. Bun, atunci eu vă întreb așa, oferiți-mi o soluție ca să aflăm într-o lună care este situația patrimoniului în municipiul Piatra Neamț. Pentru că, să vă spun, e un fel de discuție strâmbă ce o facem noi aici, știrbă, strâmbă, cum doriți dumneavoastră. Discutăm, la un moment dat ajungem la un acord amândoi, eu spun că sunt probleme, dumneavoastră spuneți, da, sunt probleme. Eu să zic, nu sunt probleme. Deci, atunci într-un minut mă duc la raportul, cum se cheamă, raport follow-up, sau follow-up, da, al Curții de Conturi, care ne povestește despre niște probleme care nu sunt legate direct de un anumit serviciu, ci de oamenii din acel serviciu. Și atunci stăm de vorbă și spunem, dom'le, când vom ajunge la o normalitate? Când vom ajunge la o altă normalitate? Ca atunci când am un funcționar care are o funcție de conducere în primărie, să știu sigur că nu este tentat nicio secundă să-și favorizeze o firmă proprie. Sau două. Eu știu așa, că dumneavoastră n-aveți voie să fiți administrator la o firmă, da? Și nici nu sunt. Și e normal dacă primarul nu are voie să fie administrator, deci un șef de serviciu din primărie să aibă voie, el sau familia lui, în condițiile în care el răspunde sau are legătură cu domeniul respectiv. Că dacă ăla de la primărie se ocupă de, nu știu ce, imagini, da? De imagini, și domeniul pe care are o firmă este, știu eu, NASA, nu mă doare capul. N-are decât noaptea să lucreze pentru NASA. Dar nu, el lucrează în legătură cu activitatea din acest municipiu și la firma privată. Și atunci, e normal? Nu, nu este deloc normal. Ce vă pot spune în legătură cu, pentru că am tratat cu maximă seriozitate rapoartele Curții de Conturi. Erau zeci de măsuri neduse la îndeplinire în momentul în care am preluat mandatul. Și acolo spune, din 2012, control, din 2012, din 2010, din 2009, din 2014, foarte multe măsuri, din 2013. Sunt două probleme aici. Pe de o parte, de ce de-abia acum sunteți presați să le puneți în practică hotărârile alea și până acum nu, nimeni n-a zis, sau mă rog, nimeni n-a făcut, chiar dacă s-a spus. Problema e că nu s-a făcut suficient. Ei, în acești trei ani, nu numai că, până la urmă, controlul Curții de Conturi este unul care identifică problemele și vulnerabilitățile din instituție în ideea de a optimiza activitatea, cunoscând problema, și ajungi și la identificarea unei soluții pentru a remedia respectiva problemă și pentru a stabili proceduri prin care să eviți repetarea acelei probleme. Luând cu și tratând cu seriozitate aceste situații descoperite de Curtea de Conturi, am ajuns ca astăzi, din zecele de măsuri lăsate din urmă, să mai avem, cred că, doar 5 și anul acesta tocmai s-a încheiat controlul Curții de Conturi și va apărea publicității raportul controlului,
care din punctul meu de vedere arată că s-au făcut pași consistenți spre remedierea situațiilor de vulnerabilitate. Am înțeles. Da, revenind la așa zisele erori care le-am spus eu, greșeli, în campania electorală toată lumea a venit și a spus așa, vom reforma. Eu știți chestia aia cu aduce la reformă, da la reformă este una, a face reformă este alta. Nu știu la ce s-au referit, dar toți au vorbit de societățile Consiliului Local. Ca să faci o reformă, trebuie să știi ce ai în curte. Știați ce aveți în curte la societăți, nu în prima zi, după 3 luni. Intuiați. Încercând să îi oblig pe managerii de atunci să-și desfășoare activitatea mai bine, știți bine că m-am lovit de o reticență și de o rezistență ieșită din comun. Aduceți-vă aminte că pe vremea aceea societatea Publiserv nu făcea dezăprizirea cum trebuie, tocmai pentru a fi încărcat frigiderul primarului. Adică oamenii să se răzbune și să-l înjure pe primar. Deci, aici avem și un aspect întregi. Bun, frigider. Primarul are frigider, măcar virtual. Deci, așa funcționau atunci societățile. Aveam cel puțin 3 societăți care nu numai că nu își făceau treaba cum trebuie, o făceau în așa fel încât primarul să deconteze acele probleme. Am reușit cu chiu cu vai să punem lucrurile pe un făgaș normal și cam din martie-aprilie să am activități, niște servicii publice care începeau să funcționeze, abia începeau. N-aș putea spune că astăzi funcționează extraordinar de bine. Tocmai de aceea este necesară o optimizare a activităților societăților Consiliului Local și este foarte posibil ca în scurtă vreme să facem o reorganizare a acestor societăți. De fapt, nu este foarte posibil. Este aproape sigur. Cu siguranță se va. Păi da, vine și ordonanța asta care spune că și legea ne obligă. Avem niște societăți, mă rog, instituții publice, societăți, unde există servicii similare, una exact. Trebuie să dispară. Apar foarte multe situații în care plătim sau avem servicii conexe pe care le putem optimiza aducându-le împreună. Nu voi spune acum mai multe, pentru că cred că ar fi necesară o emisiune pe această temă. Cert este că astăzi avem 6 societăți și nu vor mai fi atâtea, vor fi maxim 4. Bine, acum să vedem dacă va mai ieși din insolvență și Urbanul, că eu din câte văd, prevăd că va mai apărea un client care va da în judecată și la următorul termen. După care... La Urban vor fi modificări, pentru că deja mi se pare că această telenovela societății Urban e una care se prelungește artificial. Deși Urbanul trebuia să iasă prima din insolvență și acolo lucrurile erau atât de clare... Și de simple. Nici astăzi societatea Urban nu a ieșit din insolvență. Eu nu o să uit niciodată. Dar nu poate fi nimic pus în seama vreunei acțiuni pe care primăria nu a făcut-o, ci totul a fost gândit, și aici trebuie să stabilim noi clar cine, în ideea de a se, perpetua această problemă. Domnul primar, cu tot respectul, vă aduc aminte că în momentul în care s-a hotărât intrarea în insolvență, a avut loc o celebră ședință AGA. Și AGA și a comun. Și un demn Agaman, la vremea aceea, a spus și s-a scris în procesul verbal de ședință. Dacă intrați în memoria mesagerului, o să găsiți acolo. Intrăm în insolvență ca să ascundem ce s-a întâmplat aici. Mă rog, citez aproximativ, că acolo singura era și mai... Singura s-a întâmplat. A fost o strategie, probabil, de a disimula sau a camufla anumite elemente și eu care pentru spuneam că nici nu era un context în care nu știu ce datorii să... Da. Păi nu, că era doar primăria cu Urbanul în mare parte. Și eu care spuneam că producția de preșuri a crescut doar la Consiliul Județean.
Știți, preșurile de ascuns, da, se pare că era o... Eu nu am spus că în Pălăria Piatra Neamț nu, nu s-au ascuns. Nu, eu vorbesc de perioada respectivă. Da. Sub preș lucruri, nu am spus eu despre tot praful pe care l-am scos de sub preș, tocmai pentru că e un lucru care trebuie rezolvat în ideea de a nu se mai repeta. Da, mai avem multe întrebări, tot vin și eu sunt așa între, 10 minute putem între a pune eu întrebările mele și deci mi se spune așa, apropo de interacțiunea primărie-cetățeni, până la sfârșitul mandatului se va găsi o soluție pentru celebra cameră 20, nu știu, probabil camera deci, aceea unde sunt toți. Orice pietrean poate apela la serviciile publice la care de regulă ajunge la, pentru care ajunge de regulă la camera 20 folosind o aplicație. Serviciile publice oferite de Primăria Piatra Neamț sunt disponibile și la un click distanță și de pe telefon sau de pe laptopul de acasă. Fie că vorbim despre plata taxelor, fie că vorbim despre obținerea de certificate de urbanism, autorizație de construire sau tot felul de adeverințe, sunt peste 33 de servicii de extremă importanță pe care le oferim printr-un ghișeu online. La camera 20 vor fi schimbări. Primăria, întregul corp de clădire vechi, va intra într-un proces de modernizare, probabil undeva în iarnă. Lucrările cred că vor fi undeva la 12 luni și apoi vom putea spune că vom avea și din punct de vedere al funcționării spațiului o primărie modernă și un birou de relații cu publicul mult mai atractiv, unde oamenii să aprecieze altfel interacțiunea cu funcționarul de la ghișeu și în special funcționarul de la ghișeu să aibă capacitatea și empatia. Deci în primul rând noi am gândit o schimbare de paradigmă și de abordare la camera 20. Am pus în primă fază un sistem de ordonare pentru a reduce timpii de așteptare și a măsura constant îmbunătățirile care se întâmplă acolo. Există funcționari care nu își înțeleg foarte bine rolul, dar există și oameni care și l-au însușit cu maximă responsabilitate și pe această cale, pe aceștia îi felicit. Eu aș vrea să pun și o întrebare. Vom veni cu o îmbunătățire aici, în ideea în care un funcționar să nu deservească doar pe o anumită tematică, ci el să fie instruit, să răspundă la 80% dintre întrebările și problemele cetățenilor, având pregătirea necesară și pentru probleme specifice să cheme un coleg de pe compartimentul de specialitate. Dar funcționarul de acolo trebuie să răspundă la orice nevoie, tocmai pentru a reduce și mai mult timpii de așteptare de acolo. Una de bine. Pe Mihai Eminescu, Bulevard, ieri erau oameni pe băști cât într-un parc, spune un domn. E foarte frumos, așa. Poate cineva face o analiză și se întreabă dacă n-ar trebui mai multe bănci în zona respectivă, pentru că ar fi frumos, spune dânsul. Într-adevăr, chiar era umbră acolo cât de cât și lumea Bulevardul Mihai Eminescu, Republicii, Piața Ștefan cel Mare, alături de alte 10 străzi, vor intra într-un proces de modernizare imediat. Vom scoate și da publicității în câteva săptămâni proiectul spre consultare publică. Întrebare. Bună ziua, vă rog să întrebați domnule Bălănescu dacă și când se vor face trotuare în cartierul Gara Veche. Mulțumesc, în Gara Veche sunt multe străzi care nu au avut niciodată se amenajate trotuare. Se lucrează de câteva luni, doar că mai apar și alte intervenții de urgență, pentru că știți bine care este starea trotuarelor.
din orașul Piatra Neamț, o stare pe care am moștenit-o. Iată că astăzi se lucrează intens, suntem într-un program complex de reabilitare și înființare noi trotoare și în gara veche chiar s-a lucrat intens în ultimele luni. Strada Șoimului. În zona acolo, în apropiere, este și o stradă a plantelor. Nu știam, m-am uitat și eu acum. Da. Destul de în apropiere. Că când o să interveniți și acolo, exact ca după bombardament, probabil că ar trebui măcar un refuz de freză, dacă e cum spune omul, că nu știu despre ce e vorba. Am solicitat acest lucru, dar sunt o serie de străzi acolo unde trebuie să facem mai întâi un lucru de să ne asumăm rezolvarea unei alte probleme. Există proprietari care au intrat pe domeniul public. A face un drum șerpuind printre proprietățile oamenilor nu e eficient. Vreau întâi ca proprietarii să-și retragă proprietățile, să rezolve această problemă și apoi venim cu investiția. Adică s-a intrat în spațiu public. Nu putem să mergem să facem un drum. Trebuie ca oamenii într-o relație de bună vecinătate să recunoască, să revină fiecare pe linia de proprietate, să fie un aliniament respectat și apoi facem și trotoare, și drum, tot ce trebuie. Da, sunt foarte multe. Eu tot mă uit și încerc să le sintetizez cumva ca să ne spune domnul Ramirez, mă rog, este. Avem aplicații pentru jumătate din personalul din primărie și totuși ei sunt tot acolo în birou majoritatea și, mă rog, pentru că oamenii nu folosesc aplicația. Chiar am întrebat săptămânile trecute care este gradul de utilizare a aplicației. Câtă vreme solicitările vin tot la ghișeu, e o problemă. Chiar aș vrea ca aplicația aceasta să fie exploatată. Este funcțională. O și îmbunătățim. Pe de altă parte, primăria este astăzi în plin proces de digitizare și digitalizare. Adică înseamnă să traduci în limbaj tehnic, IT, în limbaj digital, orice document, orice procedură, pentru ca acea procedură să fie identică și în spatele, și în momentul în care cetățeanul care apelează la serviciul public respectiv dorește. Deci procedura trebuie dublată în spatele unei aplicații funcționale. Am înțeles. Trebuie testată. Acest proces e unul destul de complex, care de regulă presupune doi oameni care să facă aceeași activitate. Cineva să înțeleagă ce se întâmplă acolo și apoi să facă acea procedură și în cadrul acelei aplicații. Eu am început acest lucru acum 3 ani, el continuă. Este drept. Optimizând activitatea în felul acesta, vom ajunge la un moment dat la reducerea personalului. Însă înainte de a face această reducere, noi trebuie să facem aplicația funcțională. Se apropie momentul în care în primărie urmează să facem o restructurare. De data aceasta, asta vreau să vă întreb pe final de emisiune. Cum îi răspundeți domnului Ciolacu din punctul de vedere al primarului care trebuie să renunțe la 50% din personalul? Este o decizie, cu siguranță o vom respecta. Să știți, domnul Ciolacu s-a gândit la viceprimar. S-a gândit la viceprimar, că ei au câte unul și rămân cu el. Că ar avea dreptul la doi. Eu speram ca măcar pe unul să-l împartă în două. Dar, mă rog, asta e altă poveste. Cum vezi răspunde? Vom avea o analiză cu domnii viceprimari cu privire la activitatea consilierilor de pe cabinetul demnitarilor. Situația asta în felul următor. Aici vă voi face mai întâi un exercițiu de sinceritate publică referitoare la abordarea pe care am avut-o până acum cu privire la reorganizările pe care le-am făcut deja, pentru că avem nevoie de o primărie funcțională care să livreze rezultate oamenilor. Rezultate prin proiecte implementate, prin lucrări de investiții,
prin creșterea încrederii în calitatea serviciului public. Acest lucru nu-l faci decât cu profesioniști, decât cu oameni care livrează rezultate, care știu să facă management de proiect și să optimizeze o activitate oricât de mică. Nu puteam să vin în primărie și să fac o restructurare în care dau jumătate dintre funcționari afară pentru că nu îi cunoșteam. Ca să știi pe cine să dai afară, trebuie mai întâi să știi care este eficient și care nu. De aceea am început un proiect prin care să cunosc funcționarii din primărie și să-i știu pe cei care performează. Pentru că eu, dacă vă întreb pe dumneavoastră care sunt cei mai buni reporteri pe care îi aveți, veți ști să îmi spuneți tocmai pentru că îi cunoașteți și știți, în general, care este angajatul sau reporterul care este în stare să învețe și pe cineva de alături, un coleg nou venit, poate, care sunt regulile în redacția dumneavoastră, care sunt tehnicile de a redacta un articol, cum formulezi întrebările la o conferință de presă și așa mai departe. Ei, cum ajungi să formulezi o întrebare la o conferință de presă când cum când se desfășoară în neamț haotic toate și de obicei se transformă într-un dialog între unul sau doi reporteri și cel care ține conferința de presă, în loc să avem o regulă normală. Da, trebuie să ne oprim. Vă mai las 30 de secunde. Sigur. De aceea am făcut angajatul săptămânii. În mod natural, cei care se simțeau datori față de un coleg l-au recomandat, pentru că l-au ajutat profesional, recomandau pe liderul informal al echipei. Așa am ajuns să cunosc oamenii care performează și în jurul lor să construiesc viitoarele echipe. Am organizat prima reorganizare, suplimentând posturile din primărie, tocmai pentru a putea aduce oameni profesioniști, oameni pregătiți, în urma unor concursuri pe bune. Dar aici am pornit cu un entuziasm un pic prea mare, pentru că am văzut că, de fapt, nu sunt foarte multe persoane interesate de concursuri pe bune. Asta a fost una din... Am organizat concursuri, 5 concursuri pentru aceeași poziție și de multe ori chiar poziții când de conducere. Când în ADN-ul folclorului local administrativ, în ADN, a intrat chestia asta, concursurile sunt trucate, aranjate, pregătite, a intrat în ADN. Ca să-l scoți din ADN, bun, e o problemă. Când se schimbă un lider, totuși ar trebui să vină și o premisă de favorabilitate. Mă, hai să vedem, poate s-a schimbat ceva. Ok, hai să încercăm. Ok, dar știți cum e? Am avut e câteva concursuri cu succese extraordinare și nu vreau să-mi imaginez cum ar fi arătat orașul dacă nu am fi avut arhitect șef, pentru că vă aduceți aminte, i-am solicitat arhitectului șef demisia în decembrie 2020. Și am obținut-o, dar riscam să rămânem fără arhitect șef dacă nu am fi avut măcar... S-au înscris doi arhitecți la concurs, dar am văzut orașe, municipii, reședință de județ, unde nu a venit nimeni la concurs. Și asta s-a întâmplat imediat ce tocmai solicitasem demisia fostului arhitect șef. Să vă spun. Cert este că primele două organizări le-am făcut pe plus, tocmai în ideea în care să populăm primăria cu specialiști, cu oameni performanți, cu oameni care livrează. Urmând un proces de selecție și de evaluare la sânge, în așa fel încât cei care nu livrează, despre care vom vorbi în emisiunea următoare. Vom vorbi în ianuarie. Vă mulțumesc mult, sănătate pentru participarea la emisiune. Mulțumesc, sănătate, ne oprim pentru că astăzi mai avem și alte emisiuni de pregătit și realizat. Oricum a fost interesant, lumea a interacționat cu dumneavoastră. V-a și mulțumit cineva. Apropo de Strada Plantelor, mulțumesc frumos pentru răspuns. Ar trebui să-i anunțați și să-i notificați pe cei care trebuie să revină la limita de proprietate ca lucrurile să meargă mai repede. Este analiza compartimentului de urbanism, ca să completez întrebarea, și imediat trimitem poliția locală. Mulțumesc frumos, sănătate, oameni buni, să aveți un weekend plăcut, liniștit,
răcoros sau, mă rog, călduros, cum vrea fiecare, și să fiți sănătoși. Un weekend liniștit și frumos tuturor. Mulțumesc și eu pentru invitație.